Consilierii locali Câmpul Ungeni au fost convocați joi 25 noiembrie în cadrul ședinței ordinare pe luna noiembrie. Aceștia vor trebui să-și dea girul pentru 10 proiecte de hotărâre. Primul este și unul extrem de sensibil, fiind la a doua apariție pe convocator. Este vorba despre proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2022. În ședința din luna octombrie nu a trecut de legislativ pentru că aleșii locali au considerat că propunerea de creștere a acestora din partea administrației locale a fost prea mare. Proiectul următor se referă la însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acesta fiind un alt punct cu care aleșii locali nu au fost de acord în cadrul ședințelor anterioare. Proiectul 3 este cu privire la aprobarea modificării structurii organizatorice a organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Câmpul Lung. Următorul proiect este dedicat bazinului de înot din cartierul Grui, al cărui contract de întreținere și funcționare va fi atribuit societății Edilul CGA. Proiectul 5 se referă la participarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență Persoanelor al Municipiului Câmpul Lung la programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto Național 2020-2024 Rabla Classic. Proiectul 6 este dedicat aprobării documentației pentru dezmembrarea unui imobil. Proiectul 7 se referă la rectificarea bugetului local. Proiectul 8 la prelungirea duratelor contractelor de închiriere și stabilirea nivelului chiriilor pentru locuințele ANL, iar proiectul 10 se referă la aprobarea modificării listei activităților ce se vor desfășura în cadrul evenimentului Câmpul Lung, capitala scrisului românesc. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.